Bună, draga mea urmăritoare! Bine te-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Iată ce produse frumoase îți prezint în acest tutorial de la Lesente, achiziționate de pe site-ul thegossip.ro și dacă folosești codul DIA25 până în data de 31.12.2019, primești o reducere de 25% prin acest cod. Iată ce frumos arată! În special îmi plac cutiuțele acestea lesente, create de pe gossip.ro. Hai să începem și prezentarea produselor, dar nu mă satur în a-ți arăta așa minunății, minunății. Iată ce reflexii au aceste sticluțe. Sunt superbe și sunt super entuziasmată să ți le prezint. Abia aștept să le prezint, să-ți arăt pigmentația ojelor semipermanente. Deja am o favorită și deja e foarte greu să mă decid cum vor arăta unghiuțele mele de Crăciun, pentru că am deja trei modele în cap care îmi plac foarte tare și care sunt foarte ușor de realizat pentru mine. De ce? Pentru că știți și voi, la mâna dreaptă ne facem unghiile destul de greu și nu le facem atât de perfecte. Și atunci eu încerc totdeauna să-mi caut modele simpluțe, adică simpluțe de făcut, simplu de făcut, care să nu dau greș cu ele, să nu găsesc ceva neplăcut apoi, după ce am terminat de făcut manicura, să zic că, uite aici ce incorrect am făcut această unghiuță, ce denivelări sau, măi, modelul ăsta nu a ieșit bine. Și așadar, cum spuneam, de pe site-ul thegossip.ro, da, www.thegossip.ro, dacă folosești codul DIA25 până la 31.12. anul acesta, primește reducere de 25%. Sunt foarte, foarte pigmentate ojele, îmi plac foarte mult, au o consistență superbă, nu sunt foarte groase, deci nu îngroașă unghiuțele. Și datorită acestui lucru îmi plac foarte mult, iar pigmentația lor e magnifică. Va urma un tutorial în care vă și arăt puțin cum folosesc aceste oje, aceste produse, însă până atunci acest tutorial este un unboxing, o prezentare de produse, pur și simplu vă arăt ce am primit eu aici în acest colețel. Am arătat mai înainte două cutiuțe cu sclipici, iar aceasta este o folie de transfer care este wonderful și o să vedeți mai încolo. Uite, acesta este un lipici pentru folia de transfer care, sincer, m-a făcut foarte curioasă, în sensul că eu de obicei nu ador să folosesc un lipici pentru că îngroașă unghiuța și pentru că el se strică, să-i spun așa, are un fel de expiră, nici nu aș ști să explic. Viscozitatea lui se strică în timp și probabil că știți la ce mă refer deja și nu prea ador să-l folosesc, dar acesta pare drăguțel și sunt curioasă cum o să fie atunci când o să-l folosesc. Vă arăt și vouă într-un tutorial viitor, așa că stați aproape să-l testăm împreună, să vedem cum se comportă și dacă folia de transfer se lipește într-adevăr bine, adică uniform. De exemplu, dacă aș vrea să folosesc acea folie de lângă stick, sunt curioasă dacă s-ar lipi pe toată unghiuța uniform, nu cu întreruperi. Dacă se lipește așa, este foarte bine, atunci o să vi-l recomand să-l comandați. Dacă nu, s-ar putea să nu vi-l recomand. Un alt clipici foarte drag mie, acela argintiu multicolor, și acesta îmi place deoarece este o combinație de granulații, este și mic și paietuțe, ceea ce îmi garantează că se umple unghiuța bine, bine de sclipici. În general aș folosi acest sclipici din cauza că are granulații și mai mari, l-aș folosi sub un gel sau sub o bază rubber clear. Da, nu aș putea să-l pun doar deasupra pentru că bucățile alea mai mari, da, nu știu dacă ar rezista. Acesta de asemenea are la fel granulații diferite, este și mai mic și mai mare, așadar tot acoperit, dar sunt superbe toate, toate. Și iată, Doamne, ce-mi plac sticluțele astea și îmi place foarte mult cum reflectă nuanța scrisului.
Asta deja înseamnă că dă bine așa în ochii mei. Imediat ce am văzut cum arată. Și abia aștept să vedeți cât de nebun e roșul ăsta. Este nebun, nebun și cred că o să facă furor de Crăciun. Eu sunt foarte pretențioasă la nuanțele de roșu, dar și acesta este pe gustul meu. În general, mie îmi plac acestea roșu aprins. Nu prea îmi plac mie cele așa mai spre roz sau spre vișiniu. Depinde, poate ar trebui să aibă o consistență superbă ca să mă dea pe spate totuși nuanța respectivă. Însă acesta îmi place foarte tare. Și probez pe unghiuța mea, dar vă spun de la început că eu mi-am uleit bine, bine unghiile cu ulei de cuticule înainte, unghiile și cuticulele în special. Nu de alta, dar să arate binicel, să zic așa. Mi-s crescute de o lună de zile și am vrut să mai pierd din acest spațiu de la cuticule. Și cuticulele nu sunt nici ele tocmai tăiate recent și atunci m-am umplut tare de ulei și din această cauză oja se separă, da? Se separă. Dar bănesc că poți să vezi pigmentația ei, iar dacă nu ești convinsă din acest video, îți spun eu în primul rând că este foarte pigmentată și dacă nici așa, o să revin cu un tutorial în care lucrez cu una dintre oje. Această folie de transfer este și ea frumoasă, nu aș putea să descriu ce desen, ce aspect are, doar ce vedeți, nu am desfăcut-o și o să vă arăt în tutorialul următor când o să folosesc produsele lesente. Așadar, trecem la o altă ojă și anume un gri șobolan. Așa am învățat eu că se numește acest gri. Este un gri închis. Este foarte plăcut și foarte folosit de către clientele mele pe perioada iernii. Așadar, iată-l. Este așa foarte, foarte drăguțel. Este ușor albăstrui. Încercam să șterg puțin din ulei, dar cred că doar îl întindeam. Și iată, poți să-ți dai seama cât de subțire e aplicat, căci totuși ușor se vede prin el, dar după ce revii cu pensula, iată ce bine se întinde, ce frumos se autonivelează, da? Mai ales pentru că este subțire. Nu îngroașă deloc unghiuța. Abia aștept să le folosesc. Îmi place foarte mult, mă jucam foarte mult cu sticluțele astea în lumină, pentru că îmi place foarte mult cum reflectă. Și aici avem un top coat, care sincer nu știu dacă este cu strat de dispersie sau fără, dar vom vedea atunci când voi lucra cu el. Are o consistență plăcută. Asta înseamnă că acoperă bine, da? Nu există riscul să sară sau așa. Este destul de gros, să-i spun așa, și atunci cred că acoperă foarte, foarte bine. Nothing Hill. Este o nuanță de nude, ușor gri, ușor, nu știu cum să-i mai spun, nothing, pur și simplu nothing, adică nu e nimic, e din toate, câte un pic sau nimic. Este foarte frumoasă, este pigmentată și îmi place mult consistența, chiar îmi place foarte mult. Vă recomand cu drag să profitați de reducerea de 25% cu codul DIA25 pe site-ul thegossip.ro la produsele lesente. Da? La acestea ce le vedeți în tutorial, sticluțele astea foarte frumoase. Valabil până în 31 a 12-a. Atât este valabil acest cod DIA25. Și numai nu reușeam să aplic aici oja asta, mi-am aplicat-o sub unghiuța degetului mijlociu. O să vedeți imediat. Iată. N-aveam poziția necesară nici de cum. Hai că în sfârșit am reușit. Și vedeți cât de frumos se aplică? Așa, ca o smântânică, așa frumoasă. Nu știu, mie îmi place mult. Așa îmi creează o poftă aceste oje când văd ce frumos se aplică.
Iată, smântânică, pepâinică. Dragile mele urmăritoare, ne apropiem de Crăciun și mai am câteva tutoriale cu modele de Crăciun pentru voi, așa că stați aproape, abonați-vă la canalul meu și bifați clopoțelul de lângă abonează-te, bifați-l cu să fiți notificate de fiecare dată când eu postez ceva nou, așa ca să vedeți de fiecare dată când postez, să nu trebuiască să vă logați și să vă conectați sau să-mi dați un search ca să vedeți ce am mai postat, ci să fiți notificate. Și marea mea rugăminte, poate știți, visul meu de anul acesta sau planul meu de business, să-i spunem așa, era ca până la sfârșitul anului să împlinesc 50.000 de urmăritori, dar pentru că nu mi-am dat foarte tare interesul până acum câteva luni, știu că nu se mai poate, așa că totuși eu vă rog frumos să distribuiți tutorialele mele pe grupurile de unghiuțe pe Facebook, ca totuși să vadă cât mai multă lume modelele de Crăciun, poate le este de ajutor, așa cum știu sau bănuiesc că vă este și vouă și bănesc că le-ar place să vadă tutoriale cu modele de Crăciun sau cu altceva, pentru că stați aproape, urmează un tutorial cu construcție pe șablon. Ce ați vrea să vedeți în construcția respectivă? Pătrat sau oval? Hai, răspundeți în comentarii sub acest video, rapid, cât mai avem timp de 7 minute la dispoziție. Scrieți ce ați vrea să vedeți, pătrat sau oval și eventual ce modele. Hai, să vedem rapid, 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 toată lumea să scrie în comentarii, să vedem. Urmează o bază, uite, un base quad, să revenim și la tutorial. Un base quad care... n-aș putea să-i spun nici că ar fi chiar un rubber, pentru că este destul de lichid pentru un rubber, dar nici lichid. Este așa între și bănesc că ar trebui lucrat destul de repede cu el ca să formăm un apex frumos. Însă mai multe vedem atunci când îl folosim în tutorial, pentru că ce putem să facem cu aceste produse decât o manicură cu ojă semipermanentă. Deci va urma și o manicură cu ojă semipermanentă, așa că stați aproape și distribuiți videoclipul acesta ca să știe cât mai multă lume, să se aboneze, să bifeze clopoțelul cu notificări în permanență, deci toate notificările, tot ceea ce postez, și să vadă cât mai multă lume tutorialul cu construcție și cu manicură cu ojă semipermanentă, în care voi folosi aceste produse lesente și care le-am achiziționat de pe site-ul thegossip.ro, unde dacă în secțiunea cod reducere scrii codul DIA25, valabil până în 31.12, primește reducere de 25%. Da, iată ce sclipirici frumos, am amestecat eu odată, într-o iarnă chiar, exact aceste nuanțe, mă gândeam să vă arăt, să vedeți, exact așa mi-a ieșit, este amestecat aici un albastru cu un mov și totuși, nu știu, mai este ceva, o reflexie, ceva, dar care nu-mi dau seama ce este și mi-a ieșit și mie sclipiriciul meu cam așa, cam pe acolo, ceva de genul acesta, a ieșit foarte frumos. Avem aici un negru, mamă, dar ce negru, și chiar aveam o problemă, de la nici o firmă cu care eu lucrez, nu aveam un negru din oja semipermanentă. Aveam de la o altă firmă, dar aveam un 3-in-1 care nu mai poți să aplici top peste el. Așadar, aveam o problemă, de la nicio firmă nu aveam negru, așa că de fiecare dată când îmi spunea cineva la oja semi că vrea negru, aveam așa o groază. Pe bune, iar aplică la 3-in-1 și nu că nu ar fi frumos, că este foarte pigmentat și este foarte rezistent chiar, deci îmi place foarte mult. Doar că în funcție de ce lucrează și cât lucrează clienta, se zgârie sau se mătuiește, se cam strică luciul, deci nu mai e așa de lucios. Așa că prima ojă neagră, calitativă și pigmentată, lesente. Faină, faină tare. Rainbow, altă culoare. Doamne, deci ce spuneți? Așa să-mi fac unghiile de Crăciun. Știți de ce? Aș putea să mă aplic această culoare pentru că e foarte subțire. Astfel că orice denivelare aș avea pe unghie, ea fiind sidefată, nu ar lăsa să se vadă acea denivelare. Singura problemă ar fi că la mâna dreaptă să nu mi-ating în cuticule. Eu nu suport așa ceva.
Și dacă mi-aș atinge în cuticule, ar fi bai. Bai mare, pentru că SIDEF-ul, chiar dacă vrei să degresezi unghia aia și oricât de tare apeși acolo în cuticule, SIDEF-ul nu mai iese. Numai dacă stai două zile așa și mai, cel mai mult speli, bagi mâna în apă, speli haine, speli chestii, dar așa s-ar mai duce. Asta ar fi singura mea problemă, dar de altfel îmi place foarte mult. Este, nu știu, demențial. Știți cât e un pigment așa? Un pigment de unghiuțe, un pigment miror, da. Este așa roze și cu reflexii holografice. Îmi place foarte mult și nu se vede deloc că nu ar fi pigment. E foarte subțire. Aș putea să spun că ușor, dacă unghia ar fi clear, ușor s-ar vedea prin el dacă dai doar un strat. Nu are acoperire atât de bună. Dar pentru mine nu contează. Îmi place atât de mult că nu mă mai interesează că are sau nu acoperire și SIDEF-ul ăla chiar nu, deci nu se vede prin el, doar dacă te-ai uitat sub unghii, nu știu cum să vă explic. Știți momentul ăla când ne uităm la unghii puse în fața unei lumini, unei veoze? No, atunci s-ar vedea prin ele, dar altfel, așa cum vedeți acum, nu se vede prin unghie. Doar dacă te uiți în fața unei lumini, vezi prin ea. Pentru că acoperă totuși SIDEF-ul. E superbă, îmi place foarte, foarte mult și chiar și la cursul online de pe Patreon am lucrat cu această ojă pentru că a trebuit să filmez o unghiuță și am lucrat cu ea și este superbă. Apropo, draga mea urmăritoare, urmează o mega reducere de 50% în câteva zile, chiar câteva zile, deci caută-mă pe Facebook, pe Instagram, peste tot caută-mă Dascăl Ionela Ana. Și dăm follow, urmărește-mă, pentru că urmează reduceri de 50% la cursurile online de pe Patreon. Așadar, fii aproape de mine că nu vei regreta. Iată ce faină e oja asta. Deci nu știu, superbă. Și fii alături de mine, fii aproape de mine, pregătește-ți un card cu cash pe el, nu contează ce tip de monedă ai, lei sau euro sau dolar, pentru că se convertește în dolari automat. Așadar, fii aproape de mine pentru că urmează reduceri de 50% pentru luna decembrie. Așadar, timp de o lună de zile, beneficiezi de reduceri de 50% pe cursurile online pe Patreon. Asta dacă te înscrii în nivelul de întreținere, cel mai scump nivel de la cursurile mele online. Așadar, stai aproape, urmărește-mă pe Facebook și pe Instagram, caută-mă Dascăl Ionela Ana. Aici distribuim tutorialele și fii alături de mine pentru că o să te surprind cu multe surprize pe final de an și chiar pe începutul anului, pentru că cine este abonată la cursurile mele online de pe Patreon, din nivelul întreținere, în data de 1 ianuarie intră într-o tombolă ce are ca premiu 5 premii, 5 extrageri sau cum să le spun, în care primește o ședință gratuită de minim o oră și maxim 3 ore în privat cu mine, în care poți să mă întrebi tot ceea ce vrei tu despre unghiuțe. Draga mea, ne apropiem de finalul tutorialului, de fapt unboxing-ului acesta, în care am prezentat produsele lesente de pe thegossip.ro, unde dacă în secțiunea voucher scrii codul DIA25 până în 31 decembrie, primește reducere de 25%, după cum vezi, chiar și pe acest cupon, să-i spunem așa. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc că ești alături de mine, te pup și nu uita să zâmbești, zâmbește, zâmbește, zâmbește și până data viitoare stai alături de mine, urmărește-mă peste tot pentru că vin surprize multe, 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 multe. Pupici, pupici, draga mea, pupici, bye, bye!